Alături de noi să ureze la mulți ani românilor, îndrăgiți interpreți Irina Login și Fuego. Se zice că românul cântă și la bucurie și la necaz. Ei bine, astăzi, în zi de sărbătoare, vom cânta de bucurie cu Irina Login și Fuego. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Nu se putea. Nu se putea fără dumneavoastră și fără Fuego. Mulțumim la mulți ani românilor. La mulți ani. De pretutindeni. Să ne împărțim. Da, pe dumneavoastră la dumneavoastră. Aici noi și lăsăm pe dumneavoastră aici. Sunteți doi oameni, doi artiști, atât de iubiți de public. Pe unde mergeți aveți un succes extraordinar. Cum ați reușit să vă apropiați atât de mult de oameni? Ce le-ați făcut de vă iubesc atât de mult? Ne-am lipit de oameni, adică reciproc. Nu noi, trebuie să testăm de fiecare dată. Chiar de la începutul carierei trebuie să testezi oamenii dacă ești plăcut sau nu ești plăcut. Asta am făcut în urmă cu 50 și ceva de ani. Trebuie să ai și mirul acela de la Dumnezeu. Dar cu modestia, dacă ești lipsit de modestie în această meserie, iarăși o repet, n-ai ce căuta pe scenă. Trebuie să fii totdeauna plecat în fața publicului, să îngenunchi în fața publicului, tu ca interpret. Important este ca să fii adevărat, să fii sincer în ceea ce faci. Desigur, muzica e foarte importantă, dar eu cred că cel mai important e ce transmiți prin text. Iar dacă cântecul are un text bun, care merge la sufletul omului, cred că ăsta e un atu pentru interpret. Și eu împreună cu doamna Irina, uite, facem astăzi, culmea, nu am spus în nicio emisie, în premieră, astăzi se împlinesc 10 ani de când eu cu doamna Irina suntem în proiectul Mama și Fiul. Bravo! Și... Pentru mine este o bucurie și o onoare. Doamna Irina Login m-a învățat să iubesc mai mult cântecul popular și tot ceea ce înseamnă tradiția noastră românească. Se zice că românii sunt sensibili și vreau să vă întreb, când sunteți pe scenă, cum vă conectați la emoția publicului? În momentul când ai simțit că publicul te dorește și mai ales pe scenă, când le vezi, îi vezi privindu-te din sală, că tu ești răspunzătorul a 500 de oameni, exact, sau sala 1000 de oameni, acolo este destul de greu. Deci i-ai văzut, i-ai acaparat și atunci începi să cânți. Eu cu doamna Irina, de fiecare dată înainte de spectacol, dacă spectacolul se desfășoară într-o sală cu cortină, de fiecare dată privim prin ochiul acela al cortinei. Fiecare sală de spectacol are un ochi al cortinei. Și atunci privim și vedem oamenii cum reacționează înainte de spectacol. Măi, oare vom avea astăzi seară succes? Oare o să ajungem la succes? Sufletul lor, știi? Dar cred că ăla nu e artist care nu are emoții înainte de a intra pe scenă. Eu cred că mă uit la spectatorii de vreo 5-6 ori înainte să intru. Ați fost anul acesta în turneu în America. Vă așteptau românii cu sufletul la gură. Cum a fost? Da, într-adevăr, a fost superb. A fost foarte, foarte frumos. Mă decid greu să mai ajung, să mai trec oceanul, dar într-adevăr a fost un turneu extraordinar. Împreună cu proiectul Mama și Fiul am văzut aproape toată planeta și dumneavoastră, pentru mine, sunteți mama spirituală, dacă vreți. Sunteți o mamă adoptivă și mă mândresc de fiecare dată peste tot în lume. Unii dintre români spun că sunt copilul doamnei Irina, cel puțin America și Australia așa vorbește. Păi, într-un fel ești. Și la un moment dat am lăsat-o așa. Da, eu sunt de copilul doamnei Irina. Mă uit bine și semănați acum că mi-a zis. Da, puțin? Oare ce-o fi făcând Gheorghe Turda? Pentru că îl cheamă Ciprian și pe el. Ca pe băiatul dumneavoastră. Deci o să râzi, totul se leagă. Eu locuiesc la Vălenii de Munte, de unde vine doamna Irina. M-am mutat acum 8 ani de zile, 9 ani de zile acolo. Când l-a născut pe Ciprian, la jumătate de an m-am născut eu. Mama era o mare fană. Mare fan Irina Login. A spus, dacă doamna Irina i-a pus copilului numele Ciprian, pe băiatul meu o să-l cheme tot
Ciprian, dar bunica a zis, domnule... Bunica ta. Bunica. Paul, că să fie și sfânt. Bine, este și Sfântul Ciprian. Deci, mă, Paul Ciprian sună foarte bine. Și așa s-a născut o poveste frumoasă. Pe 7 decembrie pornesc la drum în orașele mari ale țării. Pe 7 suntem la Drobeta, pe 8 la Timișoara, 9 la Oradea. Mă rog, pe site-ul meu oficial, fuegofuego.ro, acolo am toate informațiile despre spectacolele mele. Un concert care ține 2 ore. Concertul se cheamă Crăciunul nostru românesc și aduc pe scenă toate zonele țării. Un decor de poveste realizat, zic eu, excepțional de doamna Doina Levința, la fel și costumele. Va fi un spectacol în care eu voi cânta cu orchestra mea și de-abia aștept să intru în casele românilor cu cântecele mele de Crăciun. Și aici este o legătură extraordinară, pentru că la început de decembrie eu o cunoșteam pe doamna Irina Loghin filmând piesa, vestita piesă Împodobește Mama Bradul. Piesa nu se cheamă așa, se cheamă Seară de Crăciun, pentru prietenii care fac glumițe. Am făcut și eu una, ți-va mai știi că o fac de drag, se limpede, nu? Unii o fac de drag, unii nu. Important este că această piesă, astăzi, e pe buzele tuturor și chiar dacă ea are 12 ani, din cei 800 de oameni care vin să mă vadă, trebuie să strige câțiva, dacă nu când se împotrivește bravo, degeaba ai venit, știi? Tu ai avut o relație specială cu poetul Grigore Vieru. Și mă gândesc că atunci când te duci în Basarabia, te duci cu toată emoția și cu toată moștenirea pe care o ai de la poetul Grigore Vieru. Este o mare realizare a vieții mele, întâlnirea cu Grigore Vieru. În cinstea dumnealui, anul trecut, am realizat un spectacol care se cheamă Testament și împreună cu familia Vieru am realizat un album de artă care a câștigat marele premiu la Târgul Internațional de Carte de la Chișinău anul trecut. Aș vrea să spun așa, să trăiască tot românul, cât stejarul și gorunul, să găsești la el acasă pâinea aburind pe masă. Să trăiască neamul meu, creștinesc în Dumnezeu, ce atât s-a chinuit, amărât și obidit. Să trăiască maica mea, că este icoana mea. Să trăiască tatăl tău, cât l-o ține Dumnezeu. Să trăim alături, toți de aici, din țara mea, că suntem neam de români. Unii răi, alții mai buni, că doar și pomii din păduri mai au vreascuri, uscături. Doamne, să trăim în pace, sângele apă nu se face. Să trăiască România, să o nece bucuria cât o fi pe acest pământ, că aici e loc sfânt. La mulți ani, dragi români! Atunci să nu mă las mai trejos, să vă zice rog. Că mai ales că este legat și de următoarea melodie pe care am să o cânt aproape în prima audiție pentru astăzi, să zice că e frate codru cu românul și încercat cum nu-i niciunul. Ca România, țară nu-i, grădina Maicii Domnului. Vedeți, de aceea, dragii mei, din moștrămoșii dacii, românii buni petrecăresc. Și când sunt triști, ei tot glumesc. Noi, între noi, ne-om mai certa. Dar să nu încerce cineva să ne lovească în ce avem sfânt, iubirea noastră de pământ, de limbă, glie sau popor, că va fi vai de capul lor. Vom trece și peste nevoi, că Dumnezeu este cu noi. Să avem speranță și putere că tot ce-i românesc nu piere. Frumoase mesaje. Versurile sunt semnate de prietena noastră, doamna Carmen Aldea Vlad, căreia trebuie să-i mulțumim pentru această zi specială. Pentru dumneavoastră ne-a oferit versurile acestea. Ce frumos! Mulțumim mult de tot! Dar melodia mea se intitulează Românul este răbdător și aș vrea să trăiți acest mesaj cu mine astăzi. Sigur, așa o să mulțumim facem. Și vă invităm să cântați.
O să cânt o piesă care se cheamă Sus Române. Hai că s-o schimba ceva. Sus Române. Că toată emisiunea e despre schimbare.
și Dumnezeu. Sus române, sus române, drept și bun să fii mereu. Tot ce ai mai sfânt pe lume este Dumnezeul tău. Frumos, mesaj. Frumos și curat. Minut, 30 de secunde. Știu că toată lumea așteaptă să vă audă cântând. E limpede că toată lumea asta așteaptă. Ce înseamnă România pentru fiecare dintre dumneavoastră? Pentru mine este țara de suflet, cu frumusețe, de frumusețe rar întâlnită. Eu născută, crescută la țară. Îmi este dragă aproape că nici nu-mi dau seama că am stat în București atâția ani de zile, pentru că sufletul meu este tot la țară, tot legat de oamenii buni de acolo, oameni curați și oameni sinceri. Asta înseamnă România. Pentru mine este divină. Eu cred că sunt un rătăcit prin pădurea sunetelor. E frumos, nu? Da. Sunt un om care își iubește țara. Am rămas aici, nu vreau să plec în altă parte. Deci copilul adoptiv al Basarabiei, emoționat. Da, dar Basarabia, știm că face parte din Marea Românie. România noastră sfântă, acolo unde Ștefan a domnit și și-a apărat pământul. Sunt un om care a crescut într-o Românie frumoasă, cel puțin... Transilvania noastră istorică spune multe. Acolo am copilărit, acolo am cei mai frumoși ani din viață și cred că spre sfârșitul vieții tot în Transilvania o să mă retrag. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția noastră specială de 1 decembrie. Înainte de a invita pe cei doi mari artiști ai României să cânte în duet, vă mai spun încă o dată la mulți ani, să trăim, să dea Dumnezeu să ne revedem și la anul, sănătoși. Trebuie să mai mulțumim Anei Pârvan pentru pantofii frumoși pe care ni-a făcut, de asemenea și Andrei Dănăilă de la Update Advertising pentru tricourile pe care am avut bucuria să le oferim invitaților noștri. Noi ne revedem mâine de la ora 17:10 de la Cluj, în direct. Mâine pe 2 decembrie din Julius Mall transmitem, iar poi mâine pe 3 decembrie de la Sala Polivalentă. Veniți să fiți alături de invitații noștri speciali și de artiști și să știți că avem și cadouri pentru cei prezenți. Vă invităm să-i ascultați pe Irina Login și Puego. Și mulțumim mult că ați fost alături de noi. Mulțumim și noi. La mulți ani, România! De multe mii de ani noi am trăit ca frații alături cu Carpații și n-am dus lipsă de dușmani. Trăim în bunătate și ne ajutăm în toate, români de multe mii de ani. Dumnezeu de sus locul aici l-a pus, pe dealuri cu mulți ușesc. Pus, pe dealuri cu mulți ușesc. El ne-a
de peste munți, pe tine te vor mulți, tu ești al nostru, nu al lor. Ardeam cu mândru nume și oameni cu renume, înconjurat de tricolor. Ești inima cetate, puternic și strâmbare, în cugetul românilor. Dumnezeu de sus, locul aici l-a pus, pe dealuri cu munți ușesc. El ne-a privegheat și ne-a mângâiat, ăsta e locul ales. Dumnezeu de sus, locul aici l-a pus, pe dealuri cu munți ușesc. El ne-a privegheat și ne-a mângâiat, ăsta e locul ales. Ăsta e locul.